rămâneți cu noi, domnule Dinescu. Nu numai în cazul transportatorilor, dar în toate domeniile esențiale ale acestei societăți. E așa, o teorie a conspirației. Nu e nicio conspirație, e foarte ușor de observat și sunt lucruri simple. Este un angrenaj legislativ și instituțional care a condus la distrugerea economiei românești, distrugerea capitalului românesc și distrugerea nu a oricărei inițiative românești, că se merge și mai departe. Să se facă imposibilă orice revigorare, orice reconstrucție, orice. Din ce motive? Dintr-un motiv foarte simplu, o cauză foarte simplă. O clasă de politicieni incompetenți, corupți și pe alocuri, din păcate, presărați cu fenomene care ar putea fi duse spre zona trădării. Fie prin irresponsabilitate, fie prin nu știu ce alte condiționări. Acestea nu sunt realități de acum o lună, șase luni, un an. Nu, de 26 de ani. Dar aici e pe șpagă, domnul Muntean. Bineînțeles că este și pe șpagă. Categoric, șpaga e o componentă clară în tot mecanismul. Și spune, globalizarea funcționează dinspre Europa, spre România, la nivel. Dar dinspre noi, spre... Nimic. Nimic. Noi nu avem nicio voie de niciun fel de măsură de protecție. Știți, asta este toată chestia. Maia Muntean. Veniturile populației sunt menținute în mod artificial și ticălos la un nivel necorespunzător. Da. Există resurse și posibilități ca aceste venituri să crească și să crească repede. Toată vorbăria politicienilor, că nu se poate, că nu caută decât să ascundă, de fapt, faptul că ei sunt fie condiționați, fie irresponsabili. Deci, rezolvarea unor soluții absolut necesare, cum sunt cele în cazul medicilor, dar în general la toate categoriile de salariați din România, trebuie împreună. Nu se pot găsi soluții separate. Iar aceste soluții, care țin în primul rând de felul în care organizezi economia României, de felul în care oprești hemoragia continuă de fonduri. Noi pierdem miliarde de dolari anual numai din cauza prostului management politic, în primul rând. Pentru că din punct de vedere politic există măsuri economice, măsuri fiscale, prin care aceste venituri care se realizează în România să ajungă și la noi. Până una alta, cea mai mică parte ajunge în România, cea mai mare parte pleacă. Acest lucru trebuie schimbat și el poate fi schimbat și pentru aceasta este nevoie de un singur lucru important. De voință politică, dar atenție, o voință politică care se sprijină pe trei componente fundamentale. Competență, integritate și patriotism. Nu se mai poate altfel, nu se mai poate altfel și acest lucru nu va putea fi realizat decât dacă în acest moment alegătorii României vor alege între clasa politică așa cum a funcționat până acum, că văd tot felul de lideri din ăștia care au avut tot felul de funcții în România timp de 25 de ani. Care vin cu păreri, da. Bun, nu numai că vin cu păreri, s-a trezit în ei patriotismul brusc. Deodată, da. Corect, foarte corect. Deci, societatea românească, alegătorii noștri, mă trebuie să decidă, dom'le, mergem în continuare cu ăștia, cu ăștia? Da. Sau încercăm să găsim soluții în zonele neafectate de corupție, neafectate de necinste, neafectate de dezinteres și responsabilitate. Pentru că societatea românească are asemenea resurse, așa cum are încă medici, are încă transportatori, are încă oameni în tot felul de domenii, are și oameni capabili. Mai suntem câțiva prin țara asta. Mai suntem. Problema este să promovăm pe cei care trebuie la pozițiile. Vă spuneam înainte de publicitate că o să provocăm la ordinea zilei o discuție foarte interesantă. Unul dintre cei mai controversați, spuneam prin greutatea afirmațiilor pe care le-a făcut la un moment dat, Ciprian Năstasiu, procurorul Năstasiu, intră în politică, intră în alianța noastră condusă de Marian Munteanu. Și oameni care vor să schimbe clasa politică de astăzi. Era vremul rând, dacă îmi dați voie foarte rapid, am să fac lucrurile mai limpezi în legătură cu acea de încrederea pe care i-am acordat-o eu domnului Năstasiu. În primul rând, eu sunt foarte onorat că domnul Năstasiu mi-a acordat mie o foarte mare încredere. Încă de acum 26 de ani, pentru că domnul Ciprian Năstasiu este unul din fondatorii din 1989 ai Ligii Studenților, un lider foarte puternic la acea oră, cu un rol important în toate acțiunile democratice din anii 90, dar care, după încheierea facultății, având o carieră în magistratură, sigur nu a mai putut face niciun fel de politică sau activitate civică. În ultimii ani însă, revenind, iată că ne-am regăsit împreună într-o altă inițiativă, de data aceasta alianța noastră. Domnul Munteanu, acum, întrebarea este, ce interes aveți dumneavoastră acum să detonați o bombă pe mâna lui Năstasiu ca să intre Băsescu în pușcărie? Ca să fim pe scurtătură, domnule. Să știți că
Pe mine domnul Băsescu mă preocupă foarte puțin, pentru că cred că dânsul este un subiect închis din punct de vedere politic. Acum, poate din alte puncte de vedere, vor stabili colegii din justiție, nu-i treaba mea. Dar, din punct de vedere politic, colegii, interesul meu, colegii domnului Abraham arătat cu mâna, din aparatul respectiv, eu nu pot să intru într-o discuție, nu sunt jurist, nu sunt anchetator, pe mine mă interesează un lucru mult mai important. Ca oameni de integritatea profesională, competența și patriotismul Ciprian Anastasiu să se implice mai mult în viața noastră publică. Păi da, dar primul, adică eu, e ca și cum eu la ce mă pricepe cel mai bine. Să fac emisiunea la televizor, cred, adică sper să nu fie mâine. Domnul Anastasiu este un jurist eminent și pentru noi expertiza domniei sale este foarte importantă. Perfect, perfect. Dar domnul Abraham a spus un lucru foarte clar. Da. Ciprian Anastasiu este deținătorul unor informații foarte prețioase, iar dumneavoastră vă luptați ca să intrați în Parlament cu PMP-ul lui Băsescu. Deci, nu vă luptați, nu permiteți. Nu ne luptăm cu PMP-ul lui Băsescu. Domnul Munteanu, asta este clasa, asta e bătălia. Da, nu cred că aceea se reprezintă o problemă. USR-ul. Problema este în ce măsură alegătorii noștri vor înțelege mesajul nostru și ne vor susține. Iar în ceea ce privește ceea ce a spus domnul general Adineauri, sigur că da. Eu sunt convins că domnul Anastasiu va proceda cu corectitudine și în limita legii. Asta ca și cum n-ați fi vorbit cu el niciodată despre asta. În niciun caz nu aș și sunt convins că domnul Anastasiu nu discută anumite chestiuni care țin strict de probleme profesionale decât în cadrul legal existent. Sentimentul meu este că vă veți ocupa de Băsescu. Nu, noi ne vom ocupa de a scoate din viața politică oamenii care nu cred că sunt demni de a conduce această țară. Iată. Și de a înlocui cu oameni competenți și știți și patrioți. Eu nu cred că domnul Băsescu... S-a vehiculat ideea că Băsescu va a fi propunere pentru prim-ministru. Da. Domnul Băsescu a avut timp 20 ceva, a arătat ce a putut să facă în țara asta și cred că ne-am năgurit cu toții. Sigur, dacă mai sunt unii care cred că domnul Băsescu mai poate să mai facă ceva după ce a condus așa cum a condus România, asta eu nu cred, sincer să fiu. Bine, dacă poți să faci orice și apoi lumea te lasă în pace și eu aș face mâine orice, că lumea oricum mă lasă în pace. Eu nu cred că acesta este un subiect. Sigur că dânsul se agită, mă rog, este problema domniei sale, până la urmă orice om este liber să candideze, să facă partide, să facă ce vrea. Vă faceți partid? Sigur că s-a și făcut. E partid Alianța noastră? Deci noi avem Platforma Civică Națională, Alianța noastră, care este o structură civică în care se pot regăsi oameni din toate zonele, da, că noi și tocmai ce s-a înființat printr-un grup, așa? O formațiune politică, Alianța noastră, care va avea misiunea să reprezinte în alegerile electorale această platformă și să încerce împreună cu specialiști, oameni din diverse domenii de activitate, să schimbe structura Parlamentului și să oferă o altă abordare pe care, sigur, cu privire la care, în mod cert, vor decide cetățenii români. Vă temeți de Alianța noastră? Da,